În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Cred în Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, Creatorul Cerului și al Pământului, și în Iisus Hristos, Fiul Său unic, Domnul nostru, care s-a zămislit de la Duhul Sfânt, s-a născut din Maria Fecioară, a pătimit sub Ponțiu Pilat, s-a răstignit, a murit și s-a îngropat, s-a coborât în iad, a treia zi a înviat din morți, s-a suit la ceruri și a de-a dreapta lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul, de unde are să vină să judece pe vii și pe morți. Cred în Duhul Sfânt, Sfânta Biserică Catolică, împărtășirea sfinților, iertarea păcatelor, învierea morților și viața veșnică. Amin. Vom oferi acest rozariu pentru misiuni și pentru misionari și ne vom ruga câte un mister pentru fiecare continent al Pământului. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. Vom medita misterele de bucurie. În primul mister medităm cum Arhanghelul Gabriel a vestit Sfintei Fecioare Maria că ea va zămisli de la Duhul Sfânt și îl va naște pe Domnul nostru Iisus Hristos. Oferim acest mister de rozariu pentru Africa. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. În al doilea mister medităm cum, după vestirea Arhanghelului Gabriel, Sfânta Fecioară Maria s-a dus la verișoara sa Elisabeta și a rămas 3 luni cu ea. Oferim acest mister de rozariu pentru America. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și Du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila Ta. În al treilea mister medităm cum prea Sfânta Fecioară Maria l-a născut pe Domnul nostru Iisus Hristos la Betleem într-un graj sărac. Oferim acest mister de rozariu pentru Europa. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin.
Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. În al patrulea mister medităm cum la 40 de zile după nașterea lui Iisus, Sfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif l-au dus în templu și l-au oferit lui Dumnezeu. Oferim acest mister de rozariu pentru Oceania. Tatăl nostru, care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har,
Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, precum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse bune, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. În al cincilea mister medităm cum Preasfânta Fecioară Maria și Sfântul Iosif, pierzând pe fiul lor în vârstă de 12 ani și căutându-l 3 zile, l-au găsit la Ierusalim în templu, șezând în mijlocul învățătorilor pe care îi asculta și îi întreba. Oferim acest mister de rozariu pentru Asia. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele tău, vie împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului cu Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. O Iisuse, iartă-ne păcatele, ferește-ne de focul iadului și du în cer toate sufletele, mai ales pe acelea care au mai mare nevoie de mila ta. Bucură-te, Regină! Maica milei, viața, mângâierea și nădejdea noastră, bucură-te! Către tine strigăm, surghiuniții fii a Evei, către tine suspinăm, gemând și plângând în această vale de lacrimi. Așadar, mijlocitoarea noastră, întoarce spre noi ochii tăi cei milostivi și după surghiunul acesta, arată-ne-l nouă pe Iisus, binecuvântatul rod al trupului tău, o milostivă, o blândă, o dulce Fecioară Marie. Roagă-te pentru noi, Regina Preasfântului Rosariu, ca să ne facem vrednici de făcăduințele lui Hristos. Să ne rugăm. Dumnezeule, al cărui unul născut prin și învierea sa ne-a pregătit răsplata mântuirii veșnice, dă-ne, te rugăm, harul, acinstind aceste mistere, prin rozariul Preasfintei Fecioare Maria, să imităm ceea ce ele cuprind și să dobândim ceea ce ele făgăduiesc, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Îngerul Domnului i-a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Iată slujitoarea Domnului, fie mie după cuvântul tău. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus.
Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit între noi. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi, păcătoși, acum și în ceasul morții noastre, amin. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu, ca să ne facem vrednici de făgăduințele lui Hristos. Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să reverși harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi, care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de cum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de cum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, de cum era la început și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Înger al lui Dumnezeu, care ești păzitorul meu, luminează-mă în această noapte, păzește-mă, povățuiește-mă și ocărmuiește-mă pe mine, care-ți sunt încredințat ție, prin mila lui Dumnezeu. Amin. Prea sfântă inima lui Iisus, miluiește-ne pe inima neprihănită a Mariei. Fericite Ieremia Valahul, roagă. Ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, și prin Sfânta Ta răscumpărat. Cu blândul Iisus să ne binecuvânteze Fecioara de Sus. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin.
numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Pacea să fie cu voi. Excelența voastră, preasfințită Iosif Păuleț, e o bucurie deosebită astăzi pentru parohia noastră, o bucurie multiplă. În primul rând că excelența voastră celebrați în această zi frumoasă a înălțării Sfintei Cruci, celebrarea Sfintei Liturghii în biserica noastră și ne bucurăm ori de câte ori veniți aici pentru că e o liturghie deosebită și o binecuvântare pontificală. Ne bucurăm și astăzi pentru că un tânăr preot din parohia noastră, Părintele Răzvan Mădălin Iacob, vrea să meargă în misiuni. Mai avem de aici un misionar, Părintele Isidor Mârț, care a fost vicar în parohia noastră și iată, Părintele Răzvan merge și el în misiuni, pentru că, dragi credincioși, în crez spunem, cred într-una una sfântă, catolică și apostolică biserică. Dar biserica noastră este și misionară. Aceasta este o datorie fundamentală să fie misionară. Și vreau să vă spun, preasfințite, că parohia noastră e o parohie misionară chiar, pentru că ori de câte ori apelăm la credincioși, contribuie cu mare dărnicie pentru misiuni. Chiar vin la parohie, lasă un plic cu ceva pentru misionari. Nu numai atât, se roagă pentru misionari și iubiți, nu? De misionari. Vedeți că și iubesc pe misionari. Deci, de aceea bucuria noastră este mare, pentru că noi vrem chiar cu această ocazie să devenim mai misionari, mai aproape de cei care predică Evanghelia, pentru că Mântuitorul ne-a spus, mergeți în lumea întreagă. Și eu am fost în 3 misiuni, și în Kenya, și în Ecuador, și în Coastă de Fildeș, și am văzut că acolo e nevoie de preoți. Și chiar spuneam la o misiune, dacă aș fi tânăr, aș merge acolo pentru că oamenii sunt dornici de Sfânta Liturghie. Când merge preotul la ei, marți, miercuri sau joi, atunci pentru ei e duminică, e sărbătoare, e bucurie deosebită. Și tare am vrea ca acest spirit misionar să fie și aici la noi. Pentru că dacă lumea iubește preotul și ascultă de preot și iubește Sfânta Liturghie, nu mai e nevoie de nimic altceva. De aceea, preasfințite, ne bucurăm că sunteți aici la noi și vă rugăm să vă rugați și pentru parohia noastră, pentru ca toți credincioși să fie, prin misionari care pleacă, misionari ai bisericii. După cuvintele atât de frumoase ale Părintelui Paroh, mai că mă repet, așa încât dați-mi voie, dragi frați și surori, să vă spun că astăzi, în această seară, pe urmele Sfinților Petru și Paul, apostoli ai lui Hristos și misionari prin excelență, după exemplul atâtor misionari vrednici, după curajul atâtor preoți, persoane consacrate și laici misionari, în această seară, în care celebrăm și marea sărbătoare a înălțării Sfintei Cruci, Părintele Mădălin Răzvan Iacob, preot originar din comunitatea dumneavoastră, Sfântul Nicolae, va primi în cadrul Sfintei Liturghii mandatul misionar pentru a vesti la alte popoare speranța lui Hristos. Trimiterea sa în Coasta de Fildeș să facă mai puternică legătura de comuniune care există deja vie între dieceza de Iași și dieceza de Buache. Atât prin intermediul rugăciunii și a faptelor de caritate pe care chiar Părintele Paroh le-a amintit și decan, cât și prin prezența preoților noștri misionari, să facem într-adevăr ca Iisus Hristos să fie în mijlocul oamenilor. Acesta, din urmă, Părintele Cosmin Alexandru Cimpoieșu, care este în mijlocul nostru la Sfânta Liturghie, va înmâna împreună cu episcopul mandatul misionar pentru Părintele Mădălin. Părintele Mădălin îl va înlocui pe Părintele Alexandru Percu, misionar care își încheie activitatea de timp de 6 ani de zile.
Îi mulțumim părintelui Isidor Dâscă pentru găzduirea acestei celebrări și îl rugăm pe preasfințitul Iosif Păuleț să celebreze Sfânta Liturghie și să înmâneze mandatul misionar părintelui Mădălin Răzvan Iacob. Fraților prea iubiți, să ne recunoaștem acum cu umilință păcatele și să-i cerem iertare lui Dumnezeu ca să putem participa cu demnitate și cu mult folos sufletesc la celebrarea jertfei Sfintei Liturghii. Mărturisesc lui Dumnezeu Totputernicul și vouă, fraților, am păcătuit prea mult cu gândul, cuvântul, cu faptul și omisiunea, din vina mea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea o rog pe Sfânta Maria, Rurea Fecioară, pe toți îngerii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeul nostru. Să aibă milă de noi atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Iisuse Hristoase,
Doamne Dumnezeule, milului Dumnezeu, Fiule Tatălui, care e asupra Ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Tu care e asupra Ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. De-a dreapta Tatălui, minuiește-ne pe noi, fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur preanalt Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, într-o mărire a Lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Dumnezeule, care ai voit ca Fiul Tău unul născut să moară pe lemnul crucii, ca să mântuiască neamul omenesc, dă-ne, te rugăm, harul ca noi care am cunoscut pe pământ misterul lui Hristos, să ne învrednicim a primi în cer răsplata răscumpărării prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în toți vecii vecilor. Oricine ar fi mușcat, să privească spre el și va trăi. Citire din Cartea Numerilor. În zilele acelea, poporul și-a pierdut răbdarea pe drum. A vorbit împotriva lui Dumnezeu și împotriva lui Moise. Pentru ce ne-ați scos din Egipt? Ca să murim în pustiu? Căci nu este pâine, nici apă și ni s-a făcut silă de această hrană mizerabilă. Atunci, Domnul a trimis împotriva poporului șerpi veninoși. Au mușcat poporul și a murit multă lume în Israel. Poporul a venit la Moise și a zis: am păcătuit, căci am vorbit împotriva Domnului și împotriva ta. Roagă-te Domnului ca să depărteze de la noi șerpii. Și Moise s-a rugat pentru popor. Și Domnul i-a zis lui Moise: fă-ți un șarpe și pune-l pe un stâlp. Oricine este mușcat și va privi spre el, va trăi. Moise a făcut un șarpe din bronz și l-a pus pe un stâlp. Când șarpele mușca pe cineva și acesta privea spre șarpe, trăia. Cuvântul Domnului. Să nu uitați niciodată
lucrările Domnului. Să nu uitați niciodată de lucrările Domnului. Ia minte, poporul meu, la legea mea, pleacă-ți urechea la cuvintele gurii mele. Voi deschide gura mea în parabole, voi descoperi enigmele din vechime. Să nu uitați niciodată de lucrările Domnului. Când Dumnezeu lovea de moarte, ei îl căutau, se întorceau și se îndreptau spre El. Își aduceau aminte că Dumnezeu este stânca lor și că Dumnezeu cel prea înalt este răscumpărătorul lor. Să nu uitați niciodată de lucrările Domnului. Dar îl înșelau cu gura și îl mințeau cu limba. Inima lor nu era sinceră față de El și nu erau fideli față de alianța sa. Să nu uitați niciodată de lucrările Domnului. Dar El, fiind îndurător, le ierta vinovăția și nu-i distrugea. De multe ori și-a potolit mânia și nu a dat drumul furiei sale în întregime. Să nu uitați niciodată de lucrările Domnului. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Filipeni. Fraților, Hristos Iisus, fiind din fire Dumnezeu, nu a considerat un beneficiu propriu că este egal cu Dumnezeu, ci s-a despuiat pe sine, luând firea sclavului, devenind asemenea oamenilor. Iar, după felul lui de a fi, a fost aflat ca un om. S-a umilit pe sine, făcându-se ascultător până la moarte, până la moartea pe cruce. Pentru aceasta și Dumnezeu l-a înălțat și a dăruit numele, care este mai presus de orice nume, pentru ca, în numele lui Iisus, să se plece tot genunchiul, al celor din ceruri, al celor de pe pământ și al celor de dedesubt. Și orice limbă să dea mărturie că Iisus Hristos este Domn, spre gloria lui Dumnezeu Tatăl. Cuvântul Domnului.
Citire din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Ioan. În acel timp, Iisus i-a răspuns lui Nicodim: nimeni nu a urcat la cer decât cel care a coborât din cer, Fiul omului. Și după cum Moise a înălțat șarpele în pustiu, tot așa trebuie să fie înălțat Fiul omului, pentru ca oricine crede în El să aibă viața veșnică. Într-adevăr, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât l-a dat pe Fiul Său unul născut, ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viața veșnică. Pentru că Dumnezeu nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Cuvântul Domnului. Cernice, părinte Isidor, paroh și decan de Bacău, cu cernice părinte Florin Petru Sescu, responsabil cu oficiu pentru misiuni în dieceza noastră și curând va fi numit și director în cadrul diecezei noastre pentru operele misionare pontificale. Cu cernici părinți misionari, sunt doi. Mai e vreo unul? Doi. Dragi părinți concelebranți, dragi și iubiți credincioși, prezenți fizic în această seară aici în biserică și toți cei care sunteți în comuniune directă cu noi prin Ercis, Media Ercis și la Radio Maria. Sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci revine în fiecare an la această dată de 14 septembrie împreună cu frații noștri ortodoxi și ne invită pe toți la rugăciuni de laudă și de mulțumire către Dumnezeu, rugăciuni înălțate din adâncul inimilor noastre. De ce? Pentru că înălțată de la pământ la cer, crucea, având pe ea țintuit în cuie trupul preasfânt al lui Iisus Hristos, este și rămâne pentru noi și întotdeauna semnul mântuirii noastre. Ascultați ce frumos se exprimă biserica chiar de la început, cu antifona de intrare. Nu s-a recitat și nici nu s-a cântat, pentru că în locul ei a fost o cântare în cinstea Sfintei Cruci, dar ea este inspirată din scrisoarea Sfântului Paul către Galateni, capitolul 6, versetul 14, și sună așa de frumos: iar noi se cuvine să ne lăudăm în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, căci în El este mântuirea, viața și învierea noastră și prin El am fost mântuiți și eliberați. La biroul parohial dintr-o localitate obișnuia să vină cel puțin o dată pe săptămână un tânăr
pentru a discuta cu părintele diferite probleme despre religie, despre credință, despre filozofie, că la amândoi le plăceau filozofia. Și uneori aceste discuții durau mult, minute și uneori chiar ore în șir. Dar totdeauna se terminau cu exclamația acestui tânăr care credea că este atot știutor. Eu, părinte, oricum nu cred în nimic. Nu cred nici în Dumnezeu, nu cred nici în biserică, nu am nicio religie, nu am niciun Dumnezeu. Discuțiile care vă spuneam că erau lungi și uneori chiar aprinse, la sfârșitul uneia dintre aceste discuții, preotul îl conduce pe tânăr afară până la mașină. Acesta urcă, se așează la volan, sigur, gata ca să pornească la drum, dar înainte de a da cheia să pornească mașina, a făcut semnul crucii. El care spunea că e ateu, că nu crede în nimic, că nu are niciun Dumnezeu. Părintele a observat lucrul acesta, se întoarce repede, bate în portieră, acesta deschide, opa, de ce ai făcut semnul crucii? Spuneai că ești ateu. Și el îi răspunde zâmbind, părinte, să nu crezi că e ceea ce vezi, pentru că iată ce spun eu când fac acest semn. Nu am uitat nimic. Am mâncat destul de bine. Am aici portofelul cu banii, da? E aici actele. Deci, pot pleca la drum. Nu este singurul caz, iubiți credincioși, relatat despre ceea ce unii oameni vorbesc, spun despre lucrurile sfinte, le ridiculizează. De fapt, această ridiculizare a sacrului și a simbolurilor religioase a atins astăzi forme degradante. Niciodată nu au lipsit polemicile, de fapt, legate de prezența crucii în mijlocul nostru. Însuși, modul nostru de a ne însemna cu Sfânta Cruce, atunci când începem o lucrare sau o sfârșim, atunci când mergem la școală sau ne întoarcem, atunci când ne așezăm la masă sau ne ridicăm de la masă, de atâtea ori acest semn al crucii îl facem cu deficiențe. De câte ori ne gândim noi când facem cruce la semnul mântuirii noastre, că am fost răscumpărați, mântuiți prin moartea lui Iisus Hristos pe cruce. De câte ori ne gândim la cele trei persoane din Sfânta Treime pe care le rostim atunci când spunem, când facem semnul Sfintei Cruci. De câte ori nu facem cu viteză crucea, că nici noi nu știm dacă am mai făcut-o sau nu, și așa mai departe. Semnul Sfintei Cruci era și trebuie să rămână gestul cel mai nobil, elementar și cel mai sacru al unui creștin, al omului care crede în sacrificiul lui Hristos, în moartea și în învierea Lui. Fraților, prin acest gest nobil ne amintim de iubirea infinită a lui Dumnezeu față de noi oamenii, că atât de mult ne-a iubit Dumnezeu încât, trimițându-L în lume pe Fiul Său, acesta și-a dat viața pentru noi, murind pe lemnul aspru al crucii. Și a făcut-o pentru mine, pentru toți cei de la altar, pentru dumneavoastră, pentru lumea întreagă, ca să ne răscumpere de păcat. Cu privirea noastră îndreptată spre Sfânta Cruce, vedeți, nu există biserică în care să nu fie lângă altar crucea,
cu corpusul, adică trupul lui Iisus, pe ea. Cu privirea îndreptată spre Sfânta Cruce, să ne punem astăzi mai multe întrebări, la care să și răspundem, dar cu toată sinceritatea, fiind acesta și un examen de conștiință pentru fiecare dintre noi. Ce înseamnă pentru mine Sfânta Cruce? Este crucea pentru mine un semn al mântuirii, calea pe care Dumnezeu a ales-o pentru mântuirea mea, pentru mântuirea noastră, a tuturor oamenilor? Ce alegeri fac eu în fața crucii răscumpărătoare? Cum privesc eu spre cruce? Cum privesc spre cruce, instrumentul salvării neamului omenesc? Mai încep eu și termin eu ziua, activitățile, călătoriile, sportul chiar, școala, temele la școală, pentru că voi copii ați început astăzi școala, le încep și le închei cu semnul sfânt al crucii sau nu? Nu cumva mă număr printre cei care se rușinează să facă în public semnul crucii, de exemplu, trecând prin fața unei biserici, catolice sau ortodoxe, sau trecând prin fața unei cruci pusă la răspântie de drum. Am curajul să fac, dar nu mi-e frică să nu mă vadă cineva, nu, am curajul să fac cu demnitate semnul sfânt al crucii, ca o mărturie publică a credinței pe care o am eu în acest semn mântuitor al lumii. Dacă fac semnul crucii, să mă întreb cum îl fac, chiar atunci când intru în biserică sau ies din biserică, chiar dacă nu mai avem acum aghiazmă să înmuiem mâna acolo și așa să facem după tradiția noastră străveche semnul crucii, totuși să-l facem când intrăm și ieșim din biserică. Întrebarea este, cum îl fac? Cu câtă atenție fac acest semn al Sfintei Cruci? Că este important. Am în casa mea pe perete o cruce? Dacă nu am, am de gând, acum ieșind din biserică, să merg la parohie și să cumpăr una? Sunt cruci, cred că nu? Auzi. Port eu la gât sau în buzunar o iconiță, o cruciuliță, un semn al mântuirii, fie că este vorba de o cruce, fie că este vorba de o iconiță, de un semn religios, am înjurat vreodată de cruce? Dacă da, o să mai înjur de azi înainte? O mulțime de întrebări pe care le putem pune și este momentul astăzi când sărbătorim înălțarea Sfintei Cruci și să dăm răspuns cu sinceritate la toate aceste întrebări. Iubiți credincioși, noi ne gândim mereu că toți avem de portat o cruce. Totdeauna ne gândim la crucea pe care o va pune Dumnezeu pe umerii noștri mâine, poimâine, totdeauna îngrijorați, îngrijorați. De ce să fim așa de îngrijorați pentru crucea de mâine, de poimâine? Să o ducem pe aceea pe care astăzi Dumnezeu o pune pe umerii noștri. Despre Sfânta Tereza de Avila se spune că s-a dus odată însoțită de una din măicuțe la Salamanca, acolo unde avea de gând să cumpere o casă ce avea să fie leagănul sau prima mănăstire, primul convent, prima mănăstire pe care avea să înființeze. Și ajungând acolo, a constatat că acea casă era plină cu studenți, erau găzduiți studenți în ea. A reușit cu ajutorul lui Dumnezeu să-i convingă pe acei studenți, spunându-le care este intenția ei, să caute în altă parte locul de cazare pentru dânsii și s-au dus.
Dumnezeu a ajutat-o și a dat gânduri bune acelor studenți. Seara s-a culcat acolo, dar nu avea condițiile cuvenite și s-a culcat pe paie împreună cu cealaltă călugăriță. A reușit să împrumute o pătură și așa s-au culcat. Dar înainte de culcare, măicuța care, sau sora care o însoțea pe maica Tereza de Avila, îi spune aceste cuvinte: soră, noi suntem numai două în seara aceasta aici. Dacă s-ar întâmpla ca la noapte să dau colțul, să mor, cum te vei descurca? Ce vei face? Deci se gândea la crucea de mâine. Și ea îi răspunde cu atâta înțelepciune: soră, acum să dormim. Chiar în condițiile acestea era o cruce, să dormi pe paie și învelit așa sumar cu o pătură. Acum să dormim liniștiți. Dacă se va întâmpla să dai colțul la noapte, să mori, o să mă descurc eu, o să mă ajute Dumnezeu. Câți nu ne gândim la crucea de mână? Oare cum mă voi descurca eu? Oare ce cruce îmi va pune Dumnezeu pe umeri mâine, poimâine, pentru peste o săptămână sau mergând în coasta de Fildeș? Nu, crucea de astăzi să o ducem. Dumnezeu dă harul său nu pentru lucruri imaginare, care nici poate nu vor avea loc, ci pentru viața concretă de astăzi. Dumnezeu ne dă har să ducem crucea pe care El o pune pe umerii noștri. Să ne amintim de scena din Evanghelie, când femeile mironosițe, cum se spune în limbajul oriental, în dimineața Paștelui cu noaptea în cap s-au dus la mormânt să completeze ceremoniile de înmormântare asupra trupului lui Iisus, pentru că El a fost înmormântat în grabă. Dar pe drum, spune evanghelistul, își făceau probleme. Ce cruce le așteaptă? Oare cine ne va da crucea aceea, lespedea aceea mare de piatră, de o parte? Își făceau probleme, că atunci când au ajuns, deja era dată de o parte. Un exemplu concret, cum Dumnezeu știe să intervină dacă noi ne ducem crucea actuală, pe care astăzi El ne-o dă. Să o ducem cu răbdare, să o ducem cu iubire. Să nu ne plângem niciodată că ar fi prea grea, prea apăsătoare crucea, pentru că aceea pe care o gândim noi mâine poate nici nu există, sau pe care poate Dumnezeu o va înlătura El, sau ne va da harul, puterea ca să o înlăturăm noi. Dar de ce să ne facem griji pentru crucea de mâine, de poimâine sau de știu eu când? Să ducem cu răbdare, repet, crucea de fiecare zi. Și în încheiere se cuvine să luăm câteva hotărâri practice. O primă hotărâre: să nu trădăm niciodată acest semn sacru pentru noi creștinii, Sfânta Cruce. Să nu trădăm niciodată pe Hristos, Cel care a murit pe cruce pentru noi. Să reînnoim modul nostru de a ne însemna cu Sfânta Cruce, adică să-L facem cu cel mai adânc respect întotdeauna, cu cea mai mare atenție posibilă, niciodată în fugă sau în scârbă, sau ca și cum am aruncat muște. Nici nu știi unii cum fac cruce. Ia examinați-vă, și eu o să mă examinez mai mult, și noi toți preoții. Cum fac eu semnul crucii? Să nu înjurăm, nu mai spun niciodată de Sfânta Cruce. Mai bine să ne cadă limba decât să înjurăm vreodată de Sfânta Cruce. Și dacă vreunul dintre cei prezenți au înjurat de cruce, de azi înainte să promită solemn lui Iisus privind crucea: Doamne, de astăzi înainte niciodată nu voi mai înjura de Sfânta Cruce, pentru că îmi dau seama ce înseamnă acum crucea pentru mine. Este semnul mântuirii. Tu ai murit pe cruce, țintuit în cuie, pentru ca eu să am viață prin tine. Fraților, Hristos este și astăzi în fața noastră răstignit pe lemnul crucii.
ci de acolo, de la înălțimea crucii, ne va binecuvânta până la sfârșitul veacurilor. Crucea va apare pe cer, pe norii cerului, la judecata universală. Crucea marchează viața noastră de la leagăn și până la mormânt, pentru că toți, puține excepții, se nasc plâncând. Și atunci când murim, nu murim fluierând. Și nici cântând un cântec de muzică populară sau de ușoară. Crucea, de la început și până la sfârșit. Și chiar după aceea, în cimitir, dacă intrăm, cimitirul este plin de cruci. Crucea este și rămâne semnul mântuirii noastre. Să o prețuim din toată inima, să ne închinăm în fața ei și să spunem, așa cum zicem în timpul postului mare, când urmărim calea Sfintei Cruci, ne închinăm ție, Hristoase, și te binecuvântăm, căci prin crucea ta sfântă ai răscumpărat lumea. Și acum permiteți-mi un scurt cuvânt către părintele misionar și colegul său, părinte Răzvan. Peste câteva zile vei lua zborul ca păsările și vei merge în țările calde, în Africa. Coasta de Fildeș, așa cum ați auzit. Vei primi, acum, îndată după această predică, atât Cartea Sfântă, Biblia, cât și o cruce. O cruce. Pentru ca să nu uiți că viața de misionar nu este ușoară, este o cruce. Dar cruce ai dus și aici în țară, vei duce și în Africa și oriunde vei trăi pe fața pământului, să nu te sperii niciodată de cruce. Viața de misionar este grea, este într-adevăr o cruce. Părintele Isidor spunea de el, nu a fost așa în vizită, n-a stat să lucreze ca misionar acolo. Poate o să am și eu ocazie să merg. Și a văzut, cu o experiență scurtă care a făcut-o, nu-i ușor să trăiești în acele locuri, să nu știi limba pentru început, să duci vestea mântuirii oamenilor care nu-L cunosc pe Dumnezeu și care așteaptă pe ministrul lui Hristos, preotul, ca să le împartă darurile cerești și mai ales să celebreze Sfânta Liturghie. Crucea va fi grea, dar să nu te sperii, Părinte Răzvan, de cruce. Să fii sigur că nu o vei duce singur. Noi vom fi cu tine, alături, în rugăciunile noastre. Vom susține operele misionare cu tot ceea ce putem și o vom face cu dragă inimă. Te vom sprijini. Noi îți urăm sănătate și curaj și mult succes în numele lui Hristos cel răstignit. La fel îi urăm și părintelui Cosmin. Vor merge amândoi prin aer timp de vreo 9-10 ore, cât durează. Cam așa, am citit-o, zămă. Până când vor ajunge la acest loc de misiune în Africa, îi vom susține cu rugăciunile noastre, iar lor le dorim să prindă mult curaj și să-și pună toată încrederea în Dumnezeu, care nu-i va părăsi niciodată în această muncă grea de misionar. Amin. Să ne mărturisim acum credința. Cred într-unul Dumnezeu. Tatăl.
apă-te mici și s-a îngropat, a înviat a treia zi după Scripturi, s-a suit la ceruri, s-a de la dreapta Tatălui și iarăși a venit în mărire, să nu judece pe cei vii și pe cei morți, dacă lui împărăție nu va avea sfârșit, crede în Duhul Sfânt, Domnul și de viață Crăcătorul, care de la Tatăl și de la Fiul purcede, care împreună cu Tatăl și cu Fiul este adorat și preamărit și a grăit din proroci. Cred în urmă, Sfântă, Catolică și Apostolică Biserică, mărturisesc un botez spre iertarea păcatelor, aștept învierea morților și viața veacului ce va veni. Amin. Domnul nostru Iisus Hristos, care a fondat biserica pe temelia apostolilor și a trimis în lume pe ucenicii săi, pentru ca toate popoarele și toți oamenii să cunoască vestea cea bună a mântuirii, El a lăsat această responsabilitate apostolilor și ucenicilor săi prin biserică, iar biserica, primind misiunea de a continua opera lui Hristos pentru mântuirea lumii, trimite și astăzi la toți oamenii martori ai adevărului și ai iubirii, pentru ca toți să cunoască și să iubească un singur Dumnezeu, Tată și Fiu și Duhul Sfânt. Dieceza noastră de Iași trimite un preot în misiunea din Coasta de Fildeș în opera de evangelizare și promovare umană, mai ales în favoarea celor săraci, spre lauda și gloria lui Dumnezeu. Să se prezinte cel care este trimis să ducă vestea cea bună a mântuirii și a păcii lui Hristos până la marginile pământului. Fratele nostru, părintele Mădălin Răzvan Iacob. Iată-mă! Fraților și surorilor, să ne rugăm pentru ca Iisus, răstignit și înviat, să trimită Duhul Său Sfânt asupra acestui frate al nostru, care astăzi, în numele întregii biserici, este trimis să fie mărturisitor al cuvântului, semn al prezenței sale în lume, oglindă a iubirii divine pentru întreaga omenire. Ne rugăm pentru ca El să nu se descurajeze în dificultăți, dar condus de cuvântul lui Dumnezeu să fie speranță pentru toți. Doamne, fă din mine un instrument al păcii, unde este ură, eu să aduc iubire, unde e ofensă, eu să aduc iertare, unde e învrăjbire, eu să aduc unire, unde e îndoială, eu să aduc credință, unde e rătăcire, să aduc adevărul, unde e deznădejde, eu să aduc speranță. Acum vor fi încredințate părintelui misionar crucea și Evanghelia, care îl vor însoți în munca sa apostolic. Părinte Răzvan Mădălin, primește Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos ca să fie pentru tine lumină și călăuză în drumul tău, hrană pentru viața ta. Rămâi credincios cuvântului lui Dumnezeu și vestește-l cu bucurie și curaj pentru ca viața ta să fie Evanghelie vie. Amin. Cam e titică crucea asta, dar... Pentru bagaj. În numele întregii comunități bisericești, îți încredințăm crucea misionară, învață pe toți cei pe care îi vei întâlni în drumul tău să privească spre Hristos cel răstignit, ca spre unicul izvor de mântuire. El să te ajute, să te încurajeze în toate greutățile pe care le vei întâlni.
să fie pentru tine un însoțitor de nedespărțit în toate activitățile tale. Amin. Urmează rugăciunea credincioșilor. Fraților prea iubiți, Sfânta Cruce este dovada iubirii nemărginite a lui Dumnezeu față de noi și a voinței sale ca toți oamenii să ajungă la mântuire. Să-L rugăm pe Hristos cel înălțat pe cruce să ne atragă spre El și să ne vindece de rănile noastre sufletești. Doamne Iisuse Hristoase răstignit pe cruce, ajută-ne să rămânem credincioși față de Sfânta Cruce cu care am fost pecetluiți la botez. Te rugăm, ascultă-ne! Dă-ne harul să iubim crucea ta sfântă și să o purtăm pe a noastră cu răbdare pe urmele tale. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-ne ca prin contemplarea Sfintei Cruci să ne dăm seama de răutatea păcatelor noastre. Te rugăm, ascultă-ne! Întărește-ne când întâmpinăm greutăți în înfăptuirea voinței tale. Te rugăm, ascultă-ne! Învață-ne să unim suferințele noastre cu ale tale și astfel să contribuim și noi la mântuirea tuturor oamenilor. Te rugăm, ascultă-ne! Umple-ne de recunoștință și iubire față de tine, ori de câte ori facem semnul Sfintei Cruci. Te rugăm, ascultă-ne! Fă-ne să participăm tot mai intens la Sfânta Liturghie, care este actualizarea jertfei tale de pe cruce. Te rugăm, ascultă-ne! Ajută-i pe misionari în munca lor grea și plină de primejdii. Te rugăm, ascultă-ne! Dumnezeule Părinte Îndurător, Tu ai voit ca Fiul Tău să-L învingă pe diavol prin lemnul crucii. Ajută-ne și pe noi, ca prin puterea Ei, să învingem toate ispitele celui rău și să ne apropiem tot mai mult de Tine, prin Hristos, Domnul nostru. Jertfa mea și a voastră să fie plăcută lui Dumnezeu, Tatăl Atotputernicul. Îți oferim, Doamne, jertfa pe care Hristos a adus-o pe altarul crucii, ispășind păcatele lumii întregi, te rugăm ca ea să ne spele acum și pe noi de orice vină, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și Sin him.
Domnului Dumnezeului nostru. Adevărat vrednic și drept de cuviință și mântuitor lucru este să-ți aducem mulțumiri pururea și în tot locul. Ție, Doamne, Părinte Sfânt, atotputernic, veșnic Dumnezeu, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Tu ai voit ca mântuirea neamului omenesc să atârne de lemnul crucii, pentru că așa cum din pomul paradisului a venit moartea, tot așa din pomul vieții să se nască iarăși viața. Iar dușmanul care a câștigat victoria prin lemnul pomului oprit, să fie el însuși învins prin lemnul crucii de către Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El, împreună cu îngerii și toți sfinții, înălțăm imnul măririi tale, cântând fără încetare. Doamne, izvorul a toată sfințenia, te rugăm așadar, sfințește darurile acestea cu roa Duhului Tău, ca ele să devină pentru noi trupul și sângele Domnului nostru Iisus Hristos. El, dându-se de bună voie spre pătimire, a luat pâinea și mulțumind, a frânt-o și a dat-o ucenicilor săi zicând: luați și mâncați din aceasta toți, acesta este trupul meu care se jertfește pentru voi. De asemenea, după cină, luând potirul și din nou mulțumind, l-a dat ucenicilor săi zicând: luați și beți din acesta toți, acesta este potirul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Misterul credinței. Ori de câte ori mâncăm,
așadar moartea și învierea Fiului Tău. Îți oferim, Doamne, pâinea vieții și potirul mântuirii, mulțumindu-ți că ne-ai învrednicit să stăm înaintea Ta și să-ți slujim Ție. Te rugăm cu umilință să ne unească Duhul Sfânt pe noi, care ne face împărtași de trupul și sângele lui Hristos. Aduce aminte, Doamne, de biserica Ta, răspândită pe întregul pământ, ca să o desăvârșești în dragoste, împreună cu Părintele nostru Papa Francisc, cu Episcopul nostru Iosif și cu tot clerul. Adu-ți aminte, Doamne, și de frații noștri care au adormit în speranța învierii și de toți cei care au răposat în milostivirea Ta și primește-i să se bucure de lumina feței Tale. Te rugăm, ai milă de noi toți, pentru ca împreună cu fericita născătoare de Dumnezeu, Fecioara Maria, cu Sfântul Iosif, soțul ei, cu fericiții apostoli și cu toți sfinții pe care din vecii i-a iubit, să ne învrednicim a fi părtași de viața cea veșnică, să te lăudăm și să te preamărim prin Iisus Hristos, Fiul Tău. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție, Dumnezeule, Tată atotputernic, în unire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea în toți vecii vecilor. Îndemnați de porunca Mântuitorului și povățuiți de învățătura Sa dumnezeiască, să spunem împreună rugăciunea cea mai frumoasă, model pentru toate rugăciunile noastre, rugăciune învățată de Iisus. Tatăl nostru, care ești în cer, sfințească-se numele Tău, împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, mântuiește-ne, te rugăm, Doamne, de toate relele și binevoiește a da pacea în zilele noastre, pentru ca ajutați de milostivirea Ta să fim pururea liberi de păcat și feriți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci Ta este împărăția și puterea și numele Tău. Doamne Iisuse Hristoase, care ai zis apostolilor Tăi, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința Bisericii Tale, și binevoiește ai dărui pacea și unirea după voința Ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Dăruiți-vă pacea printr-o înclinare a capului către cel din dreapta și din stânga. Oh,
Iată mielul lui Dumnezeu care ia asupra sa păcatele lumii. Gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Doamne, trupul lui Hristos. Thank you.
Să ne rugăm. Întăriți de hrana ta sfântă, te rugăm cu umilință, Doamne Iisuse Hristoase, ca pe toți aceia pe care i-ai răscumpărat prin lemnul dătător de viață al crucii, să-i călăuzești la gloria învierii, Tu care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Acum voi da mandatul părintelui misionar ca Dumnezeu să-l ajute, să-i binecuvânteze și să-i facă rodnică munca sa de misionar acolo unde este trimis. Acela care te-a chemat să-l urmezi pentru a fi martorul lui și a promis că va fi cu noi până la sfârșitul viacurilor, să te însoțească mereu. Doamne, Tu ai zis apostolilor, mergeți în lumea întreagă și predicați Evanghelia la toată făptura. Reînnoiește acum mandatul Tău și trimite pe Duhul Sfânt asupra acestui frate al nostru, care astăzi este trimis în misiune. Fă ca el să fie vestitor curajos al Evangheliei Tale și martor credibil al învierii Tale. Crucea și Evanghelia să-l însoțească pe toate căile sale, ca el să devină speranță pentru lume, prin Hristos Domnul nostru. Preasfințite, acum la încheierea Sfintei Liturghii Solemne, vă mulțumim din inimă în numele credincioșilor parohiei noastre pentru această celebrare frumoasă, pentru cuvintele frumoase la predică, în care ne-ați îndemnat să iubim Sfânta Cruce. La această liturghie mulțumesc și părintelui director misionar Sescu Florin, care se ocupă de misiuni, celorlalți misionari și preoților, și îl felicit pe fiul meu, fiul acestei comunități, pentru o alegere de sublimă. Felicitări, părinte, și drum bun și mult succes. Și vreau să vă spun, preasfințite, că dacă avem și preoți și misionari, este datorită lor. Ați văzut la împărtășanie, n-a rămas nimeni în bancă, pentru că le-am spus că o liturghie fără împărtășanie e ca un ospăț de care merge acasă flământ. De aceea, pe primul loc punem Euharistia și rozarul, și Maria. De aceea spun că rodul misiunilor este și aici, în biserica mică, de dimineață și până seara, sunt credincioși care stau cu multă evlavie, cu multă fervoare, ore întregi în fața lui Iisus. Și această devoțiune euharistică și mariană, Euharistia și Maria, cum vă repet mereu, este o mare bogăție pentru parohia noastră, pentru întreaga biserică. De aceea, țin să-i felicit și în fața excelenței voastre, să cunoașteți că sunt credincioși foarte, foarte fervenți, care iubesc trupul lui Hristos din Sfânta Împărtășanie, adorația și pe Maria. Vă mulțumesc tuturor, dragi credincioși, pentru credința voastră, pentru prezența în această seară, la această sfântă liturghie solemnă, și corului și celorlalți care filmează, transmit această liturghie, fie prin Radio Maria, Maria TV și mai este Iercis Maria, Iercis Media. Vă mulțumesc tuturor și împreună îl însoțim pe Părintele Răzvan cu rugăciunile noastre, dar în fiecare zi ne rugăm pentru episcopul nostru ca Domnul să îi dea harul și puterea să ne conducă pe calea crucii. Vă mulțumesc tuturor!
trebuie să-i ascultăm și lui cuvântul, că nu-l mai auzim până la anul, când o să vină în concediu. Părinte Razvan, ai cuvânt. Mai luați puțin loc, vă rog, o să fiu scurt. La sfârșitul acestei sfinte liturghii, se cuvine în primul rând să îi mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru această nouă misiune pe care o am de îndeplinit, pe care, în care merg cu bucurie, cu inima deschisă. Apoi aș dori să mulțumesc și tuturor celor prezenți, chiar dacă poate mă repet, mulțumesc Preasfințitului Iosif Păuleț, Părintelui Decan Isidor Dâscă, Părintelui Florin Sescu, apoi doresc să-i mulțumesc și Părintelui Cosmin Cimpoieșu, alături de care voi lucra în misiunea din Coasta de Fildeș. Mulțumesc deosebit și celorlalți preoți concelebranți, colegi sau prieteni care sunt aici la Sfânta Liturghie. Apoi aș dori să mulțumesc familiei care e prezentă așa mai răspândiți prin biserică. Apoi tuturor iubiți credincioși pentru rugăciunile și pentru susținerea pe care o oferiți pentru misiuni. Apoi am mai văzut cum mai este un mic grup de tineri din Săbăoani, parohia în care am slujit și mă bucur că au venit și ei în această seară. Și totodată un mare mulțumesc vreau să spun și corului pentru că a făcut ca această sfântă liturghie să fie mai solemnă. Vă mulțumesc tuturor și sper ca în continuare să mă susțineți în ceea ce voi face prin rugăciunea dumneavoastră, ca Bunul Dumnezeu să mă ajute să vestesc Evanghelia până la marginile pământului. Vă mulțumesc! Urmează binecuvântarea arhierească, cum îi spunea Părintele la începutul Sfintei Liturghii, dar vreau să conclud cu doar câteva cuvinte foarte pe scurt. Părintele v-a lăudat și pe bună dreptate, pentru că eu am fost de multe ori, nu la liturghie, întotdeauna mai rar, și am observat grupuri de rugăciune, activitate intensă și cu copii și cu tineri și cu cei mari, dar mai ales adorația din biserica veche. Dacă astăzi aveți încă un misionar care va merge în Africa, departe de cei dragi, această chemare n-a apărut de la sine. Este rodul rugăciunilor dumneavoastră. Vă îndemn să continuați să vă rugați pentru misionari, să continuați să vă rugați pentru biserică, biserica formând-o noi toți cei botezați. Părinte Răzvan și Părinte Cosmin, vă asigurăm de rugăciunile noastre, mergeți cu mult curaj și Dumnezeu să vă binecuvânteze toată opera misionară. Pentru mine este o bucurie nespusă, așa a fost și mai înainte și astăzi, când văd încă un tânăr preot care își sacrifică viața mergând departe, departe, numai cuprins de zelul de a-L face cunoscut și iubit pe Hristos. Îi asigurăm încă o dată, spun, de rugăciunile noastre și când va fi mai greu, să vă aduceți aminte că nu sunteți singuri. Noi suntem cu voi și vă întărim, vă susținem prin rugăciunea noastră. Vă doresc tuturor o seară frumoasă, binecuvântată de Domnul. Domnul să fie cu voi. Să fie numele Domnului binecuvântat. Ajutorul nostru este în numele Domnului. Să vă binecuvânteze atotputernicul Dumnezeu, Tatăl și Fiul și Sfântul Duh. Sfânta liturghie și încredințarea mandatului s-au încheiat.
Mergeți și vestiți-L pe Domnul în pace. Mulțumim lui Dumnezeu! Îngerul Domnului a vestit Mariei. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Iată roaba Domnului. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Și cuvântul s-a făcut trup. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Roagă-te pentru noi, Sfântă Născătoare de Dumnezeu! Să ne rugăm, te rugăm, Doamne, să revești harul Tău asupra sufletelor noastre, pentru ca noi care am cunoscut prin vestirea Îngerului, întruparea lui Hristos, Fiul Tău, să fim duși prin patima și crucea Lui la slava Învierii, prin același Hristos, Domnul nostru. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Îngeri al lui Dumnezeu! Blândul Iisus, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Ceafeți căci oasele numesc tot pe scarne suflete mare, să fiți pentru lume lumină de sus, să fiți sare bună pe acest pământ. Să vestiți mântuirea promisă lui Israel. Zdrobiți-ne acum pe cel rău și viclean, ne-acum să dumnească noarnicea mea.
Mergeți în toată lumea, predicați Evanghelia la toată făptura, iată pe acordurile acestui cântec final al Sfintei Liturghii pe care tocmai am transmis-o în direct de aici, din biserica închinată Sfinților Apostoli Petru și Paul. Încheiem și noi transmisiunea noastră specială. Ne bucurăm că împreună cu dumneavoastră, dragi prieteni, am fost în comuniune, iată, pentru un program special oferit de către echipa RCS Media, o ediție specială împreună cu invitații pe care i-am avut astăzi la microfoanele noastre. Sfântul Rozariu Misionar, dar și Sfânta Liturghie Pontificală, o Sfântă Liturghie în care, așa cum am văzut, Preasfințitul Iosif Păuleț i-a înmânat mandatul misionar Părintelui Mădălin Răzvan Iacob. Începând de astăzi, este, să spunem așa, preot misionar cu acte în regulă, având și această numire de a merge în coasta de Fildeș împreună cu Părintele Cosmin Cimpoeșu, de asemenea preot misionar care a fost în seara aceasta împreună cu noi. Sfânta Liturghie, spuneam, a fost celebrată de Preasfințitul Iosif Păuleț, episcopul diecezei romano-catolice de Iași, a concelebrat Părintele Isidor Dâscă, paroh și decan de Bacău, împreună cu Părintele Florin Petrusescu, directorul Centrului Misionar Diecezan din Iași, și cu alți preoți colegi de-ai Părintelui Răzvan, dar și preoți din parohiile vecine. Ne bucurăm așadar că am fost în comuniune de rugăciune și în comuniune în această zi deosebită, o zi dedicată Sfintei Cruci, așa cum am ascultat și la cuvântul de învățătură, ne-a îndemnat Preasfințitul Iosif Păuleț să nu uităm de ce este importantă crucea, acest semn în care crede orice creștin, pentru că este semnul jertfei supreme de iubire a lui Iisus Hristos. Punem așadar punct transmisiunii noastre speciale de aici. Aș dori să mulțumesc întregii echipe tehnice, fără de care această transmisiune nu a putut fi sau nu ar fi putut fi realizată atât de frumos. Îi mulțumesc lui Edi Lucaci de la regia tehnică, colegilor noștri de la imagine și sunet, Silviu Jitaru și Gabriel Măriuț, și bineînțeles părintelui Cristian Diac, împreună cu care eu, Alexandra Cojan, am colorat această ediție specială alături de invitații noștri de astăzi. Vă dorim așadar o seară binecuvântată, îi însoțim în continuare cu rugăciunea noastră pe toți preoți misionari și vă salutăm cu multă bucurie de aici, de la Bacău, urmând ca să venim cu altă transmisiune specială cât de curând. Revenim, bineînțeles, cu detalii pe pagina noastră de Facebook, dar și de YouTube RCS Media. Vă mulțumim, o seară binecuvântată, lăudat să fie Iisus!